Dacă este primul weekend din lună, atunci bulevardul Carol I din Câmpina este închis traficului rutier. Sâmbătă și duminică, târgul cu bunătăți vine cu produse de toamnă în cadrul evenimentului Roadele Pământului. Pastrama, palinca de la Tulca Bihor, mustul scurs din zdrobitor, vinul roșu și strugurii proaspeți de la Valea Călugărească își așteaptă cumpărătorii. Cu proțap vă așteptăm cu coșuri de legume și fructe, pentru că acest târg se numește Roadele Pământului și simbolizează bogăția toamnei, cu toate fructele și legumele pe care le aduce toamna. Și dulceață se va face în cadrul târgului în fața pofticioșilor. Copiii de la școala sanatorială Voila vor expune obiecte confecționate de ei, astfel încât să-i ajutați cumpărându-le ca mici amintiri de la acest eveniment cu iz de toamnă. De data aceasta avem niște surprize delicioase și vă invităm să le degustați, cum ar fi cărnații la topor. O să avem o prepeliță umplută cu un ficat deosebit. Vă invităm și să vă fotografiați în ipostaze hazli, în costume populare, la un panou special amenajat. Vă invităm de asemenea să degustați, dar și să cumpărați pâinea făcută de copii de la organizația umanitară Concordia. Vizitatorii târgului se vor putea relaxa la mustărie lângă grătarele care vor sfârâi, iar concursul de toamnă va avea fotografii de sezon expuse în cadrul târgului. Iar premiul, care va consta într-un coș cu bunătăți în valoare de 250 de lei, va fi acordat în urma clasamentului stabilit de către vizitatori. Așadar, sâmbătă 1 octombrie și duminică 2 octombrie, sunteți așteptați în centrul Câmpinei.